Expoziția Armonii de Primăvară, organizată de filiala Buzoiana a Uniunii Artiștilor Plastici, face parte din seria de manifestări dedicate celei de-a 10-a ediții a Zilelor Buzăului. Avem aici 31 de expozanți și trebuie să vă spun, pentru prima oară expun aici și foști absolvenți ai Liceului de Artă și, bineînțeles, absolvenți ai Universităților Naționale de Artă care s-au întors la Buzău. Expoziția a fost vernisată în prezența autorităților locale și a multora dintre cetățenii de onoare ai Buzăului. Dintre aceștia fac parte și unii dintre autorii lucrărilor expuse. Filiala Buzoiană a Artiștilor Plastici a pregătit și o surpriză edililor. O parte a picturilor care au prins contur în taberele de vară vor împodobi spațiile din Palatul Comunal. Trebuie să vă spun că anul acesta noi vom împodobi birourile primăriei cu un număr de 10 lucrări care sunt, de fapt, rodul unui proiect pe care, așa cum spuneam, pe care l-am făcut. Este vorba de o donație pe care artiștii care au venit în tabăra Măgura Art au făcut-o primăriei. Eu mă bucur că am putut să fiu gazda unei asemenea expoziții. Cred că lucrările vor trezi interes tuturor cetățenilor municipiului Buzău care vor vizita palatul în aceste zile de sărbătoare. Iată că suntem în cea de-a doua activitate din zilele municipiului Buzău. Este festivitatea de premiere a cetățenilor de onoare și mă bucur foarte mult că putem, lângă această festivitate, să vedem aceste lucrări, acest vernisaj a operelor de artă, dar în același timp și lansări de carte. Cred că activitățile culturale care se vor desfășura în această perioadă vor trezi interesul tuturor și eu mulțumesc presei că este aproape la un asemenea eveniment. Artiștii buzoieni speră ca lucrările lor expuse în Palatul Comunal să dea un plus de valoare manifestărilor organizate de Primăria Buzău cu ocazia ediției a 10-a Zilele Buzăului.